frumos. E prima oară când vin. Deja simt emoție. E extraordinar. Paul, bun venit în familia Rapid. Ești primul transfer al verii. E o presiune asta pentru tine? Suporterii așteptau de mult să înceapă campania de transferuri. Bine v-am găsit. Mă bucur că am ales Rapid. Abia aștept să întâlnesc suporterii, să-i văd la primul meci. Îmi doresc să fac performanță cu Rapid, de asta am ales acest club. Este un club cu tradiție și nu-mi doresc decât să fac performanță și să iau trofee. Ai spus mai devreme că ai avut ceva emoții când ai jucat împotriva Rapidului. Te-au impresionat suporterii? A fost între motivele pentru care ai ales acest club? Cu siguranță. Sunt cu siguranță cei mai frumoși suporteri din țară. Nu se compară cu niciun alt club. A fost un motiv în plus pentru care am ales echipa. Cum te-ai caracterizat tu ca fotbalist? Care sunt aturile tale? Un fotbalist muncitor care încearcă să dea totul pe teren, să se pună în slujba echipei, să care pianul și, de ce nu, să și cânte la el când poate. Vei avea concurență serioasă pe post, Săpunarul, Dragoș Grigore, Dandea. Cum vezi această concurență cu niște jucători cu experiență mare? Eu nu o văd ca o concurență. Sunt colegii mei, vor fi colegii mei. Au cu siguranță mult mai mare experiență ca și mine. O să învăț de la fiecare în parte. O să încerc să-i ascult pe fiecare în parte și să învăț de la ei și să fiu cea mai bună versiune a mea. Cu ce jucători ai mai evoluat în echipă din lotul Rapidului? Cu Goge. Cu Goge am reușit să joc și foarte puțin timp cu Nicolae, cu Canat. Cum vezi tu presiunea asta de a lupta pentru primele locuri? Rapid are în acest sezon așteptări foarte mari. Tu venind de la o echipă care s-a luptat la retrogradare. Atâta timp cât îți propui obiective mici, cu siguranță nu vei ajunge departe. Rapidul este un club de tradiție, cum am mai spus. E normal să-și propună obiective mărețe și sunt convins că vom face față la această presiune. În final, te rog să transmiți un mesaj suporterilor rapidiști. Abia aștept să vă întâlnesc. Hai Rapid!